Un nou sediu al Serviciului de eliberare a pașapoartelor pentru locuitorii Bucureștiului și ai județului Ilfov. Sediul aflat într-un centru comercial de pe strada Liviu Rebreanu, în sectorul 3 al capitalei, s-a deschis luni, iar acolo se vor muta sediile din șoseaua Pipera și din Piața Amzei. Cetățenii care au depus până în prezent cereri pentru eliberarea pașapoartelor la sediile vechi și le vor putea ridica din noul punct de lucru. Programul de funcționare este între orele 8:30 și 16:30 zilnic, de luni până vineri, mai puțin ziua de miercuri, când programul este până la ora 18:30. După deschiderea noului sediu, pentru regiunea București-Ilfov vor fi primite solicitări și se vor elibera pașapoarte numai în 2 puncte de lucru. În mall-ul din sectorul 3, unde vor funcționa 14 ghișee de primiri cereri și 3 ghișee de eliberări pașapoarte, și în cel din sectorul 6, în care funcționează 20 de ghișee de primiri cereri și 3 ghișee de eliberări pașapoarte. Plata taxei pentru obținerea pașaportului se poate face online în sistem internet banking prin virament către conturile deschise de către fiecare instituție a prefectului de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament bancar, prin mandat poștal la orice oficiu poștal sau un numerar sau, după caz, prin intermediul POS-urilor la casieriile unităților Trezoreriei Statului, la casieriile instituțiilor prefectului și la casieriile unităților CEC Bank. Potrivit ministrului de interne Carmen Dan, în primele 6 luni ale acestui an în București au fost eliberate aproximativ 105.000 de pașapoarte, față de 77.000 cât au fost eliberate în perioada similară a anului trecut.